În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Este esența cuvântului de astăzi, iar toată predica și toată învățătura Mântuitorului pe ziua de astăzi nu este pe pământ, ci este în cer. Chiar dacă minunea se întâmplă în fața Mântuitorului și a apostolilor, iar Duhul mut și surd este izgonit prin cuvânt, toată minunea se petrece în cer. De ce? Mântuitorul nu spune între voi, oamenii, trebuie să faceți asta sau asta. Acest soi de dragi iese numai cu post și cu rugăciune. Cuvântul post și rugăciune sunt aripile sufletului. Cuvântul post și rugăciune sunt cele două arme pentru cei care doresc să se mântuiască și sunt virtuți pentru cei care vor să trăiască duhovnicește. Și aici Mântuitorul are două categorii. Întâlnim apostolii care îl respectă pe Mântuitorul, dar nu cunosc adâncimea valorică apostolului și a rugăciunii. Și aici răspunsul este cumva la modul indirect. În forma populară noi spunem așa: a bătut șaua să priceapă iapa. Când s-a adresat apostolilor că acest soi de demon iese cu post și rugăciune, le-a spus în mod indirect și apostolilor: copii, nu ați luat titlul de apostol și s-au rezolvat problemele. Ci voi aveți atribuții și aveți obligații ca și cei care vin în fața voastră și să pleacă vouă. Deci iată ce e interesant. Deci curățirea nu vine din exterior spre interior, ci de la interior spre exterior. De aceea și Mântuitorul Iisus Hristos a pus mare atenție pe ce? Pe partea de dinăuntru a paharului. Degeaba apar eu, să spunem, în ținută de pusnic, degeaba apar eu în ținută de călugăr, în ținută de creștin. Aici eu am ales astăzi, pentru că este Duminica Sfântului Ioan Scăraru, să vă explic că în biserică nu și-are sens formalism. Deci nu înseamnă că dacă am capul acoperit, m-am mântuit. Nu înseamnă că dacă am capul descoperit, m-am mântuit. Nu înseamnă că dacă am ținuta vestimentară corespunzătoare în biserică, m-am mântuit. Sau dacă am necorespunzătoare în biserică, m-am mântuit sau nu m-am mântuit. Ținuta corespunzătoare despre care vorbește Mântuitorul Iisus Hristos în Evanghelia de astăzi este alta. Crezi tu că eu pot face aceasta? Este întrebarea fiecăruia dintre noi atunci când ne aflăm în fața Sfântului Altar cu diferite probleme. Începând de la cel mai mărunt examen, începând de la cea mai mică problemă elementară de servici, începând de la un copil care are nevoie de o intervenție sau de o rezolvare a unei probleme, sau până la problemele grave a bolilor incurabile sau cronice care trebuie stămăduite prin puterea sau slujba Sfântului Maslu. Dar, dacă ați văzut, la mijlocul postului, cât este de înalt muntele postului, ce a fost pus pe vârful Golgotei de post? Crucea. Ca să ne putem noi ancora de ea și să știm ținta exactă unde avem de ajuns. Și atunci crucea în mijlocul postului ne-a demonstrat nouă ce? Deși se spune despre ea că este arma asupra diavolului, că se cutremură și se îngrozesc de puterea ei, degeaba ne împodobim noi casa cu icoane, cruci, crucifixuri, candele, pe acoperiș, o punem pe biserică, o purtăm la cercei mai modern și mai nou, ca mică bijuterie, o purtăm la gât frumoasă, din aur, din petricele, foarte bine, nimic împotrivă. Dar se pare că nu fuge dracu de o cruciuliță pe care tu o porți, dacă nu îl izgonești tu din interior să nu se apropie.
Și atunci, în momentul în care s-a ajuns în fața Mântuitorului, apar cele două tablouri, ambele sinistre, că al treilea era catastrofal. Niște apostoli dezamăgiți cu oarecare rușine și reținere, că or fi încercat ei în ritualul lor apostolicesc să-i spună: ieși, piei, du-te, în loc fără de apă, pustiu, neumblat, și eu fi spus acolo, cum spune la molifte. Dar se pare că nu l-a impresionat pe Satana poziția socială și statutară de apostoli, ci a stat acolo cu minte și, cum spune în Evanghelie, l-a izbit de pământ, l-a făcut să spumege, l-a făcut să scrâșnească și așa mai departe. Și chiar Evanghelile sunt asemănătoare, că într-o altă pildă spune acolo, zicea, deseori cade în apă, deseori cade în foc. Deci vedeți? Un tablou mai mult decât sinistru a ce? A unei lumi chinuite de diavolul. Și Dumnezeu a îngăduit unul sau două exemple. Dar ce ar fi să vezi o societate întreagă scrâșnind și tăvălindu-se pe jos din cauza păcatelor? Vă închipuiți ce grozăveni ar fi, ce nenorocire ar fi? Cred că cea mai nenorocită facultate și cea mai mare spaimă ar fi cea de la medicină, că nimeni n-ar mai avea curajul să se apropie, să tămăduiască un asemenea om. Și atunci ce trebuie să faci? Să conștientizezi că elementul primordial de legătură între ritual și trăirea a ceea ce se spune este credința. Deci astăzi vorbim de virtutea credinței. Prima scară și prima treaptă a scării în viața și urcușul nostru duhovnicesc este credința curată. Și când mă refer la credința curată, exclud ce? Nu vom pune în componentă discuția credințelor strâmbe. E treaba cui vrea și cui îi place. Pe noi ne interesează doar un singur lucru, că Tatăl, cu o aroganță și un tupeu de nedescris, vine în fața Mântuitorului Iisus Hristos și îi spune într-un mod nonșalant: nimic n-au putut face ucenicii tăi, tu ai putea face ceva? Adică, am fost părinte și într-un loc, am mai fost într-un loc, am mai ajuns într-un loc. Vă spun sincer, am fost și la o vrăjitoare și mi-a spus și am venit și la dumneavoastră. Credeți că s-ar mai putea face ceva? Da? Restaurarea unei minți bolnave și căzute din harul lui Dumnezeu. Adică, întâi să fii spovedit și împărtășit, ca rugăciunea ta să plece din planul orizontal spre direcția verticală. Pentru că noi toți adresăm rugăciuni la cer. Dar știți ce este interesant? Nu știm câte trec de acoperișul casei. Adică, rugăciunea te înalță, rugăciunea te întărește, rugăciunea te zidește, rugăciunea te ridică, rugăciunea te curățește, rugăciunea îți dă putere. Dar când? Cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Deci noi avem în fața noastră credincioșii de zi cu zi care știu ce înseamnă cartea de rugăciuni, știu ce înseamnă ceaslovul, știu ce înseamnă acatistierul, dar pe lângă toate acestea vin și pun o întrebare. Părinte, ce e aceea de 7 ori împărate ceresc pe zi? Zic, chiar nu știți. Nu, părinte, sunt bătrân și chiar nu știu. Ce este, părinte, aceea de 7 ori pe zi împărate ceresc? Zic, nu știu. Da, dar dumneavoastră mi-a scris pe hârtie. Nu știu, nu țin minte. Părinte, dar dumneavoastră mi-ați dat mie canon. 7 împărate ceresc pe zi. Păi zic, și ce înseamnă asta? Păi nu știu, părinte. Atunci, dacă tu nu știi ce înseamnă rugăciunea începătoare, cu care începe orice rugăciune, cum crezi că îl izgonești pe diavolul din sufletul tău și din casa ta și din lucrurile tale? Pentru că atunci când ne rugăm la Sfânta Liturghie, la Epicleză, așa spunem, împărate ceresc mângâietorule,
când facem taina cununiei, împărate ceresc mânghietorului, când facem taina botezului, împărate ceresc mânghietorului, când facem taina Sfântului Maslu, împărate ceresc mânghietorului, când la hirotonie, la euharistie, taina împărate ceresc mânghietorului. Deci nicio taină din cele șapte ale bisericii nu începe fără rugăciunea împărate ceresc. Și tu spui că știi ce e aceea rugăciune. Mai spui că ești credincios. Mai spui că cunoști legea lui Dumnezeu. Mai spui, cum este tradiția populară, o, dar eu știu ce se face la biserică pe din afară. Da, să închide ușa, să deschide, să povestește, să dă prescuri, să scriu pomelnice, să înghesuie la gheazmă, să răstoarnă anafura. Sunt activități din biserică, dar nu sunt, sunt ritualuri. Deci de data aceasta trebuie să punem accent pe credință. Și în momentul în care Mântuitorul a văzut obrăznicia acestui tată și disperat, dar și necredincios și în același timp pierdut cu mintea, pentru că nici el nu știa despre ce-i vorba, dar a știut să jignească și a găsit scuza. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut face nimic. Foarte bine! Și ucenicii vor face ceva atunci când va lucra Duhul Sfânt prin credință. Și cum lucrează Duhul Sfânt prin credință? Simplu! Prin post și rugăciune. Ce face postul? Postul te urcă în treptele rugăciunii. Și nu stau să le repet. Deci de la când a început lăsatul secolului și până acum de post am vorbit. Este postul de bucate, este postul de fapte, postul de simțuri, postul de sentimente, postul de ceea ce în jurul nostru, de la iubirea de sine, toată bârfăria și întunericul care îl facem noi când ne mușcăm între noi. Și apoi este postul duhovnicesc, înlocuirea păcatului cu virtutea, înlocuirea răului cu binele, înlocuirea nesimțirii cu luarea aminte. Asta e prima formă de post. Și apoi posturi grele și ușoare, și apoi posturi aspre și foarte grele, și apoi posturi uscate și posturi vegetale. Noi ne-am oprit la postul cel mai important. Să știți că nostru este unul din cele mai importante posturi. Este post cu brânză și cu lapte. Este post cu carne și cu ouă. Este post cu friptură și cu mici. Este post cu friptură la restaurant și cu băutură. Acesta este postul ateilor. Ei postesc și iau măsura acestui post. Dar se justifică, știți ce spune? Părinte, sunt bolnav și nu pot să postesc. Sunt bolnav și nu pot să postesc. Ei spun sincer. Nu este boala atât de natură trupească, cât este de natură sufletească. Ei nu pot și nici nu vor putea vreodată. Pentru că dacă ar putea, spune așa, părinte, lunea, miercurea și vinerea m-am înfrânat, am mâncat și eu de post. În rest, din cauza bolii și a vârstei, am mai luat lapte și brânză. Dar când tu le mănânci pe toate în post, înseamnă că chiar nu vrei sau chiar nu poți. Și dacă ei nu pot, nu pot. Sunt făcuți să nu poată. Și aici avem două categorii, oameni de trup și oameni de duh. Oamenii de duh pot să postească, iar oamenii de trup nu pot să postească. Cei de trup sunt ai trupului și cer ale trupului, cei ai duhului sunt duhovnicești și cer ale duhului. Și acum vă rămâne să vă categorisiți din ce s-a lucrat până în aceasta a cincea săptămână cât am ajuns noi în post, în ce categorie v-ați încadrat. După aceea vine postul vegetal. Și aici suntem cei mai tari. Lapte de post, brânză de post, cașcaval de post, cârnați de post, crembuș de post, mici de post și tot ce vrei. Totul e de post. Deci am schimbat proteina calorică de la una vegetală la una animală și invers, dar de fapt noi cu gândul că bine că am putut și n-am postit greu. Și asta e o virtute. Dar este plata ei, mică, 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 așa. Dacă ați văzut când merge furnica prin iarbă, cam asta e măsura postului nostru. Deci înălțimea unei furnici. De ce?
Pentru că acolo, în Carantania, unde stă măsura virtuților sau vectorul cel înalt al virtuților, s-a apropiat Sarsailă și a zis cu oarecare lucrare duhovnicească: deci Fiul lui Dumnezeu, fă din petrele acestea pâine. Și Iisus Hristos, flămânzind deja, i-ar fi venit foarte ușor să ia o piatră și să o prefacă pâine, să rupă jumătate din ea să mănânce el, că era flămând, și jumătate să dea diavolului. Dar n-a făcut-o nici pe una, nici pe alta, ci i-a dat un cuvânt de folos. Și a spus așa: omul poate trăi nu numai cu pâine, ci și cu tot cuvântul lui Dumnezeu. De ce v-am spus lucrul ăsta? Când ești împărtășit și spovedit și ai participat la Sfântul Maslu, chiar dacă ești bolnav, dar dacă te străduiești, poți posti, dar trebuie să ce? Să vrei. Deci noi în postul acesta, în duminica în care ne aflăm acum, suntem puși în fața a două lucruri: a vrea și a putea. Ce a spus Mântuitorul către Tatăl Fiului? Crezi tu că pot face aceasta? Și a spus: cred, Doamne, ajută-ne credinței mele, exact cum spuneți și voi. Da, cred că este Dumnezeu, dar nu cred eu că se rezolvă. Știi? Este modul indirect. Așa a spus și ăsta de astăzi. Da, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele. Îi fi putând tu face, dar eu mă îndoiesc. Deci crezi că pot eu face aceasta? Se poate. Iar în verbul a vrea, apostolii au vrut să izgonească duhul rău. Dar cine n-a vrut? Diavolul n-a vrut. Și de ce n-a vrut? A găsit loc prielnic. Îmbuibarea înnebunește simțurile. Simțurile nebunite aduc poftele. Poftele aduc plăcerea. Plăcerea aduce păcatul. Păcatul aduce robia. Robia păcatului aduce patima și patima aduce moartea. Deci ați înțeles de ce l-a vrut diavolul să plece? Uite din ce motiv trebuie să-i dăm mâncare de post. Uite din ce motiv trebuie să ne înfrânăm. Și nu că postul ar fi ceva care te ucide. Că v-am spus, cu câte feluri de mâncare se pot face de post, ești mai boier decât când ai mâncat de dulce. Dar Dumnezeu vrea să vadă la noi gestul și voința. Pentru că dacă ar fi să intre Dumnezeu în puterea postului, ar trebui să sărim toți și să ajungem direct la ce? Dincolo de vegetarieni, există treapta cerealierilor și a celor cu hrana uscată și a poamelor și a pesmeților și a manei dumnezeiești, încât să ajungi să trăiești numai din harul sfintelor, preacuratilor și dumnezeieștilor taine. Și de ce vă duc până aici? Nu facem călugărie în societate, dar ne facem călugări în societate. Nu facem biserică în societate, dar facem societatea biserică. Și aici pun eu întrebarea: există o clipă în care Dumnezeu lipsește din autobuz? Nu. Există o clipă când lipsește Dumnezeu din biroul tău de muncă? Există o clipă când lipsește Dumnezeu din gara de unde te sui în mijlocul de transport? Există o clipă când Dumnezeu nu-i la spital sau nu-i la tribunal? Există o clipă în care Dumnezeu nu-i în târg? Nu. Acolo e. Și de ce e acolo? Ca să se împlinească o altă evanghelie. Am făcut cină. Mi-am poftit prietenii. N-au venit. Dar du-te și adună tot cei prin târguri, prin ulițe, pe la garduri, prin piețe, adă tot. Și încă mai este loc. Deci iată cât poți, iată câți pot veni la masa Domnului. Iată câți pot fi prezenți la masa Domnului. Și v-am promis de data trecută când am vorbit, că am să vă spun un lucru frumos astăzi, legat de virtuți. A venit diavolul la Dumnezeu și i-a spus: te-ai răstihnit,
ți-ai vărsat sângele pe cruce, ți-ai dat fiul de ocară, le-ai făcut la creștini biserică, le-ai făcut la creștini taine, i-ai legat de tine și i-ai altoit în tine în numele Sfintei Treimi, toți sunt ai mei. Și a zis Dumnezeu, vreau să văd. Și s-a pornit creatorul, ucigătorul de suflet, și au luat la rând toate instituțiile pământești. S-au dus la tribunal, era plin. S-au dus la crâșmă, era plin. S-au dus în piață, era plin. S-au dus în târg, era plin. S-au dus la discotecă noaptea, era plin. S-au dus pe străzi, la unde sunt așa micile centre de distracție ale tineretului. Plin! S-a dus și duminica la biserică. Câțiva. Și-a zis, dar numai atâția ai, Hristoase? Ai văzut ai mei cât sunt? Supărat la culme Mântuitorul, Dumnezeu, nu din alt motiv, dintr-un singur motiv. I-a hrănit cu sângele lui, i-a hrănit cu trupul lui, i-a iertat, i-a dezlegat, i-a binecuvântat, i-a mântuit, i-a vindecat, i-a făcut să vadă, i-a făcut să umble, le-a tămăduit scurgerea de sânge. Și a zis, uite ce fac creștinii mei. Dar deodată și-a revenit în voință și în putere și a zis așa, drace, am să te chem și eu într-o zi la apel și o să fac un recesământ și o să văd dacă tu ai mai mult sau eu. Acum mă duc că am treabă. Și a venit Dumnezeu în împărăția lui, la lumină, în rai, și a început să sufle har și peste preoți, și peste episcopi, și peste diaconi, și peste creștini. Și într-o seară, când nu s-a așteptat Satana, a venit Hristos și i-a spus, azi, hai cu mine. Au intrat în crâșmă, gol, închis, scria pe ușă. Au intrat în discotec, închis, scria pe ușă. Intrat în târg, închis, scria pe poartă. Și a luat toate instituțiile la rând. Diavolul deodată a început să se agite, să se înspăimânte. S-a crispat, s-a enervat, s-a agitat, că e stilul lui. Și a zis, dar ce e asta, Doamne? Nu e o vrăjitorie? Nu, demone, zice. Am spus că te voi verifica pe neașteptate. Eu am impresia că atunci când m-ai chemat să-mi arăți ce fac creștinii, a fost ceva trucat. Acum aș vrea să-mi spui adevărul. Păi nu ți-l pot spune, zice, că chiar nici eu nu știu ce se întâmplă. Ba da, eu știu ce se întâmplă, zice. Haide cu mine! Și când a luat toate bisericile la rând, erau pline de oameni cu lumânări în mână, care cântau, Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață drindere. Și a întrebat Dumnezeu, pe cine propovăduiesc, pe tine sau pe mine? Și atunci Satana s-a rușinat și Dumnezeu i-a spus, ce murdărești și terfelești tu, spăl eu. Numai că spre deosebire de tine, mie uită să-mi mulțumească, dar ție-ți slujesc continuu și eu am o muncă dublă. Trebuie să-i convin că ce le faci tu-i rău și apoi să vină la mine. Dar tu nu trebuie să-i convingi ca să mă supere pe mine, că o fac de bunăvoie. Da, ajută necredinței mele. Deci primul lucru care ne zghihuie pe noi Satana și dacă ar fi cinstit și corect, să ridice mâna în sus, cât sunt azi la liturghie și dacă îi întreb cum e pe lumea cealaltă, ridică mâna și știți ce spun? Da, a fost cineva acolo să spună cum e? Vă spun eu, nici nu cred în viața viitoare, nici nu cred în viața de dincolo de mormânt. Și când vă spun lucrul ăsta, vi-l spun că îl culeg eu, am un loc al meu, de unde am pus un aparat de ascultat și aud ce vorbesc. Deci ei nu cred în Dumnezeu în conștiința lor, convinși că după moarte vor fi la bine. Știi ce spui? Da, cine mai știe ce e dincolo de mormânt? Așa e obiceiul, să o credeți voi.
S-o credeți voi că ați intrat în groapă, v-a pus pământ pe față și ați scăpat de obligații. A spus un mare sfânt, chiar nu țin minte cine, nu de moarte mă tem eu, ci de veșnicia ei. Deci asta este problema. Dacă Dumnezeu ar fi fost un naiv, când s-au îndrăcit diavolii în cer și s-au răzvrătit îngerii cei buni și s-au făcut demoni, putea să-i șteargă, să-i ducă în neființă. Dar nu, din mila lui cea mare i-a lăsat și pe ea într-o suferință permanentă să-și dea seama că există și care ar fi fost rolul lor ca o mustrare de cuget. Dar cu atât mai mult noi creștinii care îi purtăm și chipul, și icoana, și sufletul, și înțelepciunea, și inteligibilul, și rațiunea, suntem mai răi ca dracii. De aia nu pleacă dracii? Și de ce nu vor dracii să iasă dintr-un om? Că cineva a spus, vai, porcul-i spurcat că a intrat dracul în el. Dacă n-a intrat dracul în porc, mă rog, din cine a intrat? Din om. Deci înseamnă că era un porc mai spurcat ca porcul în care a intrat. Deci să fim culoarea minte, să stăm bine și cu frică să le rumegăm, pentru că suntem în plin post, suntem în săptămâna lui Ioan Scăraru. Acest mare sfânt nu era așa un Ioan paznic cu întreprinderii. Deci era unul din cei mai culți sfinți ai vremii, care au scris scara sau cele 30 de trepte de desăvârșire, cum iese omul din mocirlă și ajunge la lumină. Treaptă cu treaptă, a vizitat toate mănăstirile din jurul Sinaiului, a scris despre toți sfinții și despre toate cu putință luptele diavolului și încercările lui. Și ne-a lăsat nouă îndreptar și carte, se cheamă Cartea Scara Raiului, mai mult e pentru călugări decât pentru creștini, e pentru creștinii greoaie. Dar acest sfânt ne-a arătat că virtutea e singura salvare și nu întâmplător i s-a dedicat o săptămână, i s-a dat această săptămână să știm că dacă nu respectăm scara, nu putem. Deci n-ai impresia că ai citit Viața Sfintei Parascheva și de mâine te crezi Sfânta Parascheva, că ți-ai pus tu broboadă neagră și ai luat deja calea sfințeniei. Dragă, nu sfințenia din broboadă, sfințenia din cap, nu sfințenia din fustă, sfințenia din trup, nu sfințenia din bluză, sfințenia din inimă. Degeaba te-ai îmbrăcat în negru și zboară draci în jurul tău ca țânțare. Deci scoate demonii. Deci aia este primul lucru, că păcatul în om e surd și e mut, nu vorbește și nu strigă. Spune-mi tu mie din biserica care este aici de față, cât sunt curvari, știe cineva? Nimeni, doar dacă spune omul. Cât sunt bețivi? Nimeni, doar dacă spune omul. Cât sunt mincinoși? Nimeni, doar dacă spune omul. N-ai cum, păcatul zace în tine așa cum zace apa în fundul pământului. Tu nu știi unde stă, dar dacă sapi o găsești, așa și omul. Dacă sapă în adâncul lui, scoate putoarea. Și atunci s-a izbăvit. De aceea a întrebat Hristos, crezi că pot eu face aceasta? Dacă tu vrei, poți face aceasta, dar trebuie să vrei. Și spune că l-a apucat de mână. De ce l-a luat de mână? Păi dacă nu ne ia Dumnezeu de mână, toți ne ducem în fundul iadului. Și ce înseamnă luarea de mână? Mergerea pe cărarea despre care a spus Hristos. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nu există altă cale. Deci orice denumire ai dat lui Dumnezeu, El și-a luat o singură denumire. Eu sunt Cel ce sunt, Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Și în momentul în care Iisus Hristos l-a apucat pe tânăr de mână, vedeți ce frumos, tânăr. Și de ce spune tânăr? Iarăși am să vă prind că nu știți. Cine e învechit în zile? Diavolul, care e la facerea lumii. Și cine e păcătos? Omul. De ce? Omul greșește în perioada lui de existență. Diavolul greșește permanent. Și atunci de aceea spune că un tânăr era chinuit. Deci de ce un tânăr? Pentru că noi nu știm când s-a cuibărit în noi păcatul. Unul învață de străbălările la 15 ani, altul la 16 ani, altul la 20 de ani, altul la 30 de ani, dar e tânăr. Și în momentul în care este chinuit de aceste patim care îl scutură, dacă nu le golește și nu le dă afară, ele își fac cuib și îl demonizează. Deci aici nu vorbim de o demonizare, de acum să vă așteptați că o să urle oamenii ca crocodilii. Deci este vorba de o demonizare care te face.
Să nu mai știi de Dumnezeu, să nu mai știi de post, să nu mai știi de rugăciune, să nu mai știi de biserică, să nu mai știi de credință, să nu mai știi de morți, să nu mai știi de vii, să nu mai știi de rai, să nu mai știi de sfinți, să nu mai știi de iad. Și răspunsul e simplu. Nu cunosc, nu voi fi judecat. Tot mentalitate populară. Ba vei fi foarte judecat că ai avut toată sursa de inspirație și n-ai vrut să te inspiri. Vei fi foarte judecat că ai avut posibilitatea și nu ai vrut. Unde mai găsești în ziua de astăzi lejeritate ca în credința ortodoxă? Să te duci la biserică când vrei, să te culci când vrei, să te scoli când vrei, să faci ce vrei. Când am fost odată în partea Egiptului și a sunat în minaret muzica că începe rugăciunea și cel de la calculator și cel de la pază și cel cu arma și a scos papucii, a întins covorul și dă-te l-a făcut plecăciunile alea lor păgânești, ce fac ei acolo în legea lor. Dar nu are importanță că erau păgâni. Are importanță că își cinsteau forma Dumnezeului lor cu atâta seriozitate. Dita-i ofițerul cu grade pe umeri să vezi cum bătea capul de pământ acolo. Bă rog, ce zicea? Eu știu ce au ei dispus în legea lor. Unde ai vedea într-o piață sau într-o gară sau într-o adunare din asta populară să vină vremea rugăciunii și să vezi pe creștini o singură mătanie făcând tăți odată la același moment în mijlocul străzii. Ei au ceva în jur probabil 3-4 ori pe zi, eu nu știu cum să propagă această, mă rog, motivația rugăciunilor. E un ritual, e adevărat. Dar e o formă de a arăta că îl respecti pe Dumnezeu tău. Eu cred că dacă s-ar face un concurs de înjurături, am ieșit primii. Dacă s-ar face un concurs de destrăbălare, am ieșit primii. Dacă s-ar face un concurs de îmbuibare, am ieșit primii. Dacă s-ar face un concurs de bârfă, am ieșit primii. Dacă s-ar face un concurs de răutate, am ieșit primii. Dacă s-ar face un concurs de clevetire, am ieșit primii. Dacă s-ar face un concurs de fumat, tone de țigări. Dar dacă s-ar face un concurs de rugăciune, vă asigur eu un lucru. Când mă duc prin casă pe la oameni, câteodată, mă uit unde are cărțile de rugăciune, zic, aveți carte de rugăciune? Da. Zic, aduceți-mă că vreau să caut ceva în ea. Și mă uit dacă e răsfoită, dacă a citit din ea, dacă e nouă și nu-i deschisă, că-ți cunoaște o carte când o închis și o deschis. Îmi dau seama că se roagă mult. Și zic, o, aveți cărți, sunteți credincioși? Zic, rămân profund emoționat, chiar mă bucur că faceți lucrul ăsta. A, nu, părinte, așa, când avem timp, de-aia, lasă, zic, dumneavoastră vă rugați, doar aveți carte, văd eu. Dar ea e nouă, cum i-am dat-o eu, când i-am dat-o la biserică, așa a stat în raf la bibliotecă. Deci, fraților, aia nu-i credință. Aia ajută, Doamne, necredinței mele. Nu te pui pe ureche că o să pice din copac sau o să pice din pom, cum e ajutorul social de la primărie. Dumnezeu nu dă ajutor social, dă ajutor spiritual. Strigi, primești. Cauți, găsești. Bați, se deschide. Spune câte unul. Zice, părinte, m-am întors la credință. Dar zice, erai cu spatele la ea? Zice, nu părinte, zice, dar până n-am avut încercarea asta, mă rog, fiecare cu o greutatea lui, că nu prea am mers la biserică. Și acum l-ați convins pe Dumnezeu că vă place biserica, zic. Și întreb, zic, chiar credeți că e convins că vă place? Zic, da, dacă n-ați fi avut încercarea asta, v-ați fi dus la biserică? Păi nu cred, că avem multe probleme. Uite credinciosul din el cum izvorăște, așa ca iarba din pământ. Deci, frații mei, în scara virtuților, în Evanghelia a doua de astăzi, Mântuitorul n-a mai stat să ne arate cum să ajunge la virtuți, ci ni le-a dat. Fericiți cei curați cu inima. Și v-am spus ce fac oamenii curați cu inima. Văd pe Dumnezeu. Și am să vă dau o singură pildă ca să înțelegeți ce înseamnă să-L vezi pe Dumnezeu. Stau un sfânt în pustie, v-am spus că mi-a rămas la una din predici odată o restanță și am fost ofticat pentru că în momentul în care am căutat în pateric când citesc câte ceva,
tot ce mi se pare frumos, vă expun gratis, în sensul că știu sigur că n-aveți voi timp acasă de învârtit viețile Sfinților, vă luați cu totul cu alte probleme. Și atunci zic că dacă sunt vorbite, măcar rămân prin urechi așa rătăcite și tot să, într-o greutate și într-un moment mai de cum până al vieții, sună acolo în conștiință ca un clopoțel. Zice că într-o cetate foarte îmbunătățită, ca să vedeți ce înseamnă a vedea pe Dumnezeu, era un renumit episcop, un renumit preot, un renumit grup de noriași ai locului respectiv. Și ce făceau sufletele astea? Erau foarte lăudate în tot ținutul și în toată zona, ca fiind un fel de eparhie din asta, așa, un fel de parohie foarte bună. Și venind la un moment dat o secetă foarte puternică, toată lumea a alergat în locul acela și a spus: haide să facem rugăciune de ploaie, că ne usucă Dumnezeu. A făcut toată lumea frumos rugăciune de ploaie? Niciun strop. A venit episcopul, a plecat genunchii, niciun strop. A venit preoții, au plecat genunchii, niciun strop. A venit poporul, a plecat genunchii, niciun strop. Deci țineți minte, nu? Când nu, asta nu e o poveste, ce vreau să vă spun, o să vedeți unde duce, de fapt. Concentrați-vă puțin. S-au hotărât să pună poporul la post. Niciun strop. S-au hotărât să pună și dobitoacele la post. Niciun strop de ploaie. S-au gândit să pună și pruncii la post. Niciun strop de ploaie. Disperat, episcopul și enoriașii au spus: ori nu mai suntem plăcuți lui Dumnezeu, fiți atenți, ori nu mai suntem plăcuți la Dumnezeu, orice poate să fie, vă spun eu ce-i dincolo de ce poate să fie, îndoiala. Îndoiala. Cine, unde am mai întâlnit noi acest fenomen? Moise în munte, bate cu toiagul, și spune, zice, oare pentru îndărătnicia lor poți să dai apă din piatră și ai și sânge? Atât de mult îl doare pe Dumnezeu când ești prost și te îndoiești de El. Atât de mult îl zgârii, efectiv îi produci un fel de infarct, dacă vrei. Când Dumnezeu te-a creat și stă în tine ca o icoană permanentă în inima ta, că altfel n-ai vorbi, ai rage ca animalul, că n-ai fi rațional și spiritual, că numai sufletul e de natură divină, și tu spui, oare, ce poate să fie? Bă, dar ce poate să fie decât neputința și ticoloșia noastră? Da, un bătrân din acea adunare spune așa: cunosc eu undeva într-o groapă un străin, un necăjit care de multă vreme se roagă acolo și trăiește din ce poate, zice. Am văzut că mai merg animalele și îi slujesc lui și stau prin preajma lui. Haide să mergem la el. Era un oarecare pusnic din ăsta, așa, dar simplu, fără titlu, fără nume, știi, nu ca la vlădiceni. Hai că se rezolvă problema. Era un anonim, undeva într-un sat uitat de Maica Domnului și de știu de Dumnezeu. Ajung la el și spune: părinte, avem o rugăminte la dumneavoastră. N-ați vrea să vă rugați un pic, zice, și pentru noi? Dar ce problemă aveți? Păi uite, noi toată comunitatea am făcut rugăciune de ploaie și totuși nu plouă, nu mai știm ce poate fi. Dar bătrânul, cu o simplitate din aia, cum poți să întâlnești numai la țară câte o băbuță de aia de 80-90 de ani, care îți dă o, tu o întrebi nu știu ce și ea îți întinde un măr sau o cană cu apă. Ea e în lumea ei, ea e în rai de mult, dar stă pe pământ că își așteaptă chemarea. Și zice: of, 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 of. Chiar voi ați uitat cum se face rugăciunea de ploaie? Doamne, cel ce ai făcut cerul și pământul și ai scos din visterie vântul și ai pus negura ca cenușa și gheața ca pâinele, rurează pământul. Po, s-a format nori imediat și o ploaie puternică. Zice, uite, cam așa face, zice, nu știați rugăciunea asta? Și toată lumea a rămas înlemnită. Acum vă întreb, aici ce era? Masterat în rugăciune? Doctorat în psaltire, teologie în ceaslov,
seminar în acatistier, ce era aici? Credință. Crezi tu că eu pot face aceasta? Cred, Doamne, ajută-ne că marticăloși suntem și noi nu credem în Tine. Doar Te ritualizăm de frica muncilor iadului. Ne temem de focul veșnic. Nu știm cum e, dar ne temem de el. De ce? Că ne iubim pe noi. Atât de mare iubirea de sine în oameni, că ei vin la biserică doar de frica chinurilor iadului, nu de dragostea de Dumnezeu. Dar să vii la biserică nu că așteaptă iadul, să vii la biserică atât să dorești de Dumnezeu, că să n-ai stare acasă când începe sărbătoarea, tu să și fii plecat, nu să te împingă cu țapina din bârlog. De ce vă spun lucrul ăsta? Până nu o să fim convinși de credința noastră, nicio problemă nu se rezolvă. Și mi-a plăcut când acum într-o zi a venit cineva și a zis, zice, părinte, am o treabă foarte importantă. Păi zic, dacă e așa de importantă să se rezolve, păi da, părinte, dar mă rog de nu știu cât timp. Ei, mai încearcă și de data asta. Și vine și îmi spune la vreo săptămână și ceva, două, părinte, știți că am rezolvat. Slavă ție, Doamne, înseamnă că poate chiar azi te-ai rugat. Deci, nu abonamentul dintre Vlădiceni și Iași sau orice altă biserică, nu cartea de muncă între duhovnic și casa ta sau anii umblați, ci intensitatea cu care ai plecat genunchii. Deci dacă cu adevărat te interesează Dumnezeu, cu adevărat te rogi și să știi că se împlinește. Dacă cu adevărat îl iubești pe Hristos, este imposibil, spune într-o Evanghelie, am întâlnit-o acum într-o zi, voi răi fiind, dați daruri bune copiilor voștri, dar cu cât mai mult Dumnezeu care vă iubește pe voi, poate El să dea șarpe celui ce cere pește sau piatră celui ce cere pâine. Deci să avem în minte următorul lucru, bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri. Deci asta e ținta finală a creștinului, dar care se obține prin credință. Pe pământ trăiește ca în rai, creează-ți raiul. Să ai masă, să ai casă, să ai haine, să ai tot ce trebuie, dar să știi să o folosești. Să ai bani, să n-ai ce face cu ei, dar să știi să-i folosești. Să ai avere și să n-ai ce face cu ea, dar să știi să o folosești. Să nu fii robul la nimic. E într-adevăr mentalitatea și se practică pentru preoții de modă veche, anii 50, comunismul materialist, care venea și învăța egalitatea între oameni. Și puturoșii sunt egali între ei, care de care mai calic și mai trândav. Dar cei care muncesc au ce le trebuie. Și spune acolo, zice, ei, nu-ți aduna averi că le mănâncă furii și le mănâncă molea, spune Evanghelia. Dar despre ce avere e vorba? Despre averile prost gestionate. Nebunule, cele care le-ai adunat în noaptea asta, cui vor rămâne? Tu, dacă știi să-ți faci averea, o faci cu cap, că ți-ai făcut casa, masa, pomii, livada, piscina, mașina și de acolo știi să faci și un perete la o troiță, de acolo știi să pui și o cruce într-o biserică, de acolo știi să cumperi și un veșmânt, de acolo știi să dai și o ctitorie, de acolo știi să aprinzi și o lumânare, de acolo știi să dai și o pomană de sufletul celor care au plecat înaintea ta și atunci averea ta se adună și în cer. Dar cum? Gestionată bine pe pământ? Dar dacă uiți de cer și stai îndrăcit și mut și surd și nu scoți din tine până nu vine Hristos să te ia de mână, închipuiți-vă și cu asta am încheiat. Ce frumos a fost la casa lui Zaheu. Un șmecher, vameș, bani, avere, urât de toată lumea, puțin îi păsa și i-a zis Hristos o singură vorbă. Dă-te jos, că azi în casa ta trebuie să rămân. Nu-i ușor lucru să auzi din gura lui Dumnezeu. Azi în casa ta trebuie să rămân. Înseamnă că era o mare taină. Și ce a zis? Doamne, dacă am greșit, întorc împătrit și jumate din avere o dau la săraci. Care a fost motivul ca acest Zaheu, un nemernic și un perfid de vameș, cu atâta avere după el, să se lasă copleșit de o vorbă a lui Hristos? Nici prin cap nu vă trece. Când l-a strigat din pom, l-a coborât din mândrie, adică cine-s eu? Nu ești nimeni, ai crăpat și rămân toate. Dar când i-a spus în casa ta trebuie să rămân, s-a și băgat în inima lui. Și inima lui s-a făcut ce? Dă-mi, fiule, inima ta ca să-mi fac locaș în ea. Locaș sfințit al lui Hristos.
Și faptele au fost pe măsura lui Hristos. Și aici închei și vă spun, când vreți să vedeți un creștin credincios, nu vă uitați de aia care fac cruci din alea așa, de nu le mai poți opri, trebuie să le priponești. Uitați-vă la aia care fac fapte. Omul creștin este cum să cade și serios și milostiv și modest, iar omul necreștin este întotdeauna vrednic de toată gâlceava, de tot scandalul, de tot circul, de toată răutatea, de toată răzbunarea, de toată invidia, de toată intrigăreala și de tot ce vrei. Iar când îi ceri, nu are, iar când vrei să-ți dea, nu are, și când trebuie să-ți facă, nu poate. Deci, omul se cunoaște după fapte și pomul după roade.